mult ce mai fac puțin. Ceilalți care nu vor mai fi nimic? Înțeleg că asta e grija acum. Teama lor este mult mai mare, nu numai că nu o să mai aibă mandat de parlamentar, ci și faptul că partidul e posibil să dispară sau, mă rog, în cel mai fericit caz să ajungă la nivelul la care l-a luat Traian Băsescu când l-a luat președinte, 7%. Atât a fost Partidul Democrat, atunci așa era, nu era și liberal, erau doar Partidul Democrat și era socialist la momentul acela, între timp au devenit liberali.